Dezvăluiri incendiare despre Răzvan Burleanu, lecturi incredibile cu un fost vicepremier, pelecii de sute de mii de euro. Mai sunt doar câteva zile până când Federația Română de Fotbal, FRF, în subliniere îi alege un nou presubliniere dinte. Răzvan Burleanu, Marcel Pu subliniere ca subliniere subliniere Ion Clupescu sunt oamenii care se bat pentru un mandat de 4 ani în fruntea fotbalului românesc. Până în ziua votului, ies la ive al noi amnunte incendiare din mandatul lui Burleanu. FRF ar fi făcut pelecii de peste 100 de mii de euro către Institutul Român pentru Evaluare sublinierei strategie, care aparținea la vremea respectiv fostului vicepremier, Vasile Dâncu, plus alți 700 de mii de euro către vitrina Felix Media, unde Dâncu ar avea intrare prin fata directorului general, anunț GSP. Unele dintre cele mai consistente contracte pe care Burleanu le-a realizat ca subliniere F la Casa Fotbalului sublinierei în care s-a angajat se achite sume foarte mari, au avut ca destinatar două firme unde există un numitor comun, Vasile Dâncu, un personaj care a fost subliniere este foarte apropiat de actualul subliniere F al FRF. Ultima plată de la FRF C3 RES are loc în septembrie 2015, cu două luni înainte ca Dâncu să anunce ce a cedat integral participarea la IRES omului de afaceri clujean Ovidiu Turpin fostului său colaborator de la Institutul de Sondare a Opiniei Publice, Cornel Hirian. Părerea mea e ce Burleanu e în continuare susținut cu ajutorul lui Dâncu. A picat fota de la presubliniere din ce, au picat Coldea, Maior, dar a rămas Dâncu, iar Dâncu este o piestare. Credeți ce Dâncu sublinierei grupul de la Cluj stau cu mâinile în sun, a pus Dumitru Dragomir, fost presubliniere dinte al EPF. Apoi, tot din actele contabile ale FRF, persoan juridic de drept privat sublinierei de utilitate public, rezult ce Burleanu a oferit un contract extrem de generos unei firme din Cluj, vitrina Felix Media. Aceasta, o agenție de publicitate, care are conexiuni cu Erban Bigna subliniere, presubliniere dintele Ordinului Arhitechilor din România, un foarte bun prieten al lui Vasile Dâncu. În firma lui Igna, Dico Igna este angajat fata directoarei de la vitrina. Lista de pelecii pe care FRF le-a făcut către vitrina trece cu mult pragul de o jumătate de milion de euro. Mihaela Rus, director general la vitrina, a evitat să dea un răspuns. Mai bine vorbiți direct cu persoana care se ocupă de contractul cu FRF, a spus Rus. Gabriela Gorcan a avut, la telefon, o reacție de surprindere când a auzit sumele, mi se pare suma mare, dar dați-mi datele, verific sublinierei revin cu un telefon. După 20 de minute, a revenit sublinierei a solicitat o comunicare oficial prin mail, la care a oferit următorul răspuns. Vă confirm neîncasarea acestor pelei care reprezint contravaloarea unor servicii prestate pentru FRF. Detaliile serviciilor sunt supuse clauzelor de confidențialitate prevăzute în contractul cu FRF. Vă rugăm să vă adresați FRF,
ca parte contractant, pentru alte amănunte. Ce servicii a oferit vitrina Felix Media CTRFRP, o spune tot sursa citat. Staguri tricolore pentru meciurile echipei naționale. Cartonae pentru coreografiile de pe stadion. Plicuri. Felicitări cereciun, Pati. Realizarea de cadouri pentru membrii colaboratori. Banere. Autocolante. Branduire stadion. Fulare. Bageuri acces. Panouri sponsor. Program de meci. Diplome. Bereceri acces. Panouri conferine de pres. Branding pentru centrele de excelență.